Bun găsit, vă invit să vizionăm împreună tutorial aplicația mobilă Google Photos. Mai întâi mergem și căutăm la aplicații Google Photo. Dacă dăm în partea stângă jos, ne scrie Photo. Și aici vedem ultimele fotografii încărcate în cloudul nostru. Apoi, dacă dăm caută, putem căuta după anumite cuvinte unde au fost realizate fotografiile. Apoi, dacă dăm click pe trimitere, putem să partajăm albumele de fotografii sau anumite fotografii. De exemplu, vedem aici că avem album comun diplome. Și apoi avem fototecă. Aici, la fototecă, ne apar albumele pe care noi le-am creat. În partea dreaptă, avem contul pe care ni se încarcă fotografiile. Dacă dăm săgeată în jos, ne apar toate conturile Google pe care noi le avem. După cum vedem, avem aici preferate, ce fotografii preferate avem, ce fotografii avem arhivate, ce fotografii au fost șterse. Ne întoarcem din nou la foto și vedem că astăzi sunt două fotografii. Da? Deci încărcate. Eu am dat backup. Deci orice fotografie realizată mi se duce automat în cloudul Google. Deci în Google Photos. De exemplu, să vă arăt. Îi facem o captură de ecran, ne ducem din nou la Google Photos, ne ducem din nou la Google Photos acum, Google Photo, și vedem că fără să dau eu încărcare, a fost încărcată fotografia în cloudul nostru Google. Da? Apoi, avem aici la fototecă albumele. Avem, de exemplu, albumul diplome. Apăsăm adaugă fotografii și putem să selectăm o fotografie. Am selectat, dăm adaugă și elementul a fost adăugat în acest album. Vedeți, da? Bine. Acest tutorial a fost realizat de profesorul Duma Cornel Lucian, expert resurse educaționale deschise, tutoriale și religie, în proiectul Curriculum Relevant Educație Deschisă pentru Toți, CRED.